Cimitirul evreiesc din Călăraș, care datează din anul 1790, ar putea deveni în scurt timp atracție turistică. Autoritățile locale au identificat bani pentru restaurarea acestuia și includerea lui într-un traseu turistic-cultural. Inițiatoarea proiectului este muzeograful Mariana Iurcu. De aici se începe și traseul nostru turistic al orașului Călăraș, cel care l-am creat în 2020. Este o atracție turistică pentru cetățenii noștri, pentru turiștii străini și mai ales pentru diaspora evreiască. Finanțarea nu este mare, dar totuși sunt 50.000 de lei care ne va permite să creăm o hartă, o hartă a cimitirului. Datele cele mai importante se va regăsi în această hartă. Costul total al proiectului este de 50.000 de lei. Mariana Iurcu povestește că acești bani vor fi folosiți pentru elaborarea unei hărți turistice a orașului, va fi reparată gardul cimitirului și instalată o poartă. Muzeograful este convins că locul va atrage mulți vizitatori. Până în 2019, masiv ne-au vizitat turiști străini din Europa, din toate continentele, până și din Argentina au venit. Din 2020-2021, noi am observat un alt fenomen, că turiștii moldoveni s-au mobilizat. Inițiativa a fost salutată de comunitatea evreiască din oraș. Oamenii speră că astfel va spori și interesul pentru cultura și tradițiile evreilor. Конечно, его нужно облагораживать, огородить для того, чтобы туда не заходили те, кому туда не надо заходить, не ломали надгробия специально или нечаянно, не вандализировали. Очень хорошо, что наши местные власти начинают обращать внимание вот на такие локальные предметы. Directorul agenției de inspectarea și restaurarea monumentelor, Ion Ștefăniță, afirmă că cimitirul evreiesc din Călăraș nu este singurul care se află într-o stare deplorabilă. În general, situația cimitirilor nu este între cea care ar trebui să fie, să fie întreținute. Este cazul ca aceste arhive de aer liber să fie bine întreținute și respectiv protejate și valorificate.